Sute de arădeni au venit în această seară să aducă un ultim omagiu victimelor care au murit în acel tragic accident din clubul Colectiv. Urmăriți un material cu arădeni care își exprimă părerile despre ceea ce se întâmplă în România anului 2015. Pierdone și cu toți ceilalți care se fac vinovați de tot ce s-a întâmplat acolo, până la urmă. Aveți copii? Am un copil, e mic, dar n-aș vrea nicio să fiu în locul și în pielea celor care și-au pierdut copiii, nici măcar o secundă. Pentru viitorul copiilor, copilului meu, pentru... Ar trebui să se facă ceva, să se schimbe ceva, ceva să se întâmple. Noi, cei, generația mea, stăm în casă, mergem la lucru, venim în casă, nu prea avem, dar cei tineri care ies, care îi văd aici, ar trebui să iasă, să se revolte, să facă ceva, să facă ceva, să se îndemne, să se organizeze, să se mobilizeze, să facă ceva pentru o schimbare. Dar știți că s-au făcut multe astfel de proteste și nu au prea avut niciun rezultat. Să continue. Și... Ce credeți? Aradul este sau nu un loc sigur din acest punct de vedere? Nu prea cunosc. Nu, v-am zis, sunt o femeie la 40 de ani care își vede de viață de muncă. Nu ies, nu știu, dar sunt convinsă că sunt nenumărate asemenea locuri care... Nu au nici căi de acces, n-au nici, nu găsesc cuvintele, credeți-mă că am niște emoții și niște trăiri. Sunt, cu siguranță sunt. Păi ne-am adunat în seara asta aici ca să ducem un ultim omagiu tinerilor care și-au pierdut viața, din păcate, în acea discotecă cu... Ne pare rău, ne pare foarte rău că s-a ajuns aici să piară atâția oameni pentru nimic. Voi obișnuiți să mergeți în astfel de cluburi aici în Arad sau în alte orașe? Cel puțin eu nu și cred că nici prietenii mei nu merg la așa petreceri. Nu știu, ar trebui să fim și noi mai atenți la ce fel de petreceri mergem, dar și organizatorii să nu fie atât de inconștienți în ceea ce fac. Ce crezi că poți să faci? Ce poate să facă generația ta pentru ceea ce s-a întâmplat? Ce poți tu să schimbi personal? Eu personal nu pot să schimb nimic pentru că practic nu sunt nimic. Ar trebui cei de sus, practic, trebuie să schimbe ceva. Adică ar trebui să fie mult mai atenți, mult mai să nu mai lase să se organizeze așa ceva. Nu știu. Părerea mea e că s-a ajuns prea departe și... Nu trebuia. Am hotărât chestia asta așa foarte, foarte neplănuit. Mă rog, totul a fost neplănuit. Dar a venit aseară ideea să ieșim și noi după ce am încercat să facem chestia asta la noi în școală și am fost luați oarecum de colegi în derâdere. Nu eu personal, ci o prietenă de-a mea. Și am zis că trebuia, păi de ce să nu ieșim afară să le punem undeva? Și inițial vruseserăm în față la primărie, dar am hotărât ulterior să venim aici, în fața teatrului. Și nu știu, așa, ca dintr-o întâmplare, am zis, hai să postăm și pe Facebook să mai vină și alți oameni. Și, sincer, eu sunt șocat într-un mod plăcut de numărul mare de arădeni care au venit în seara asta aici. Cărora le mulțumesc atât cât pot că vin și ei să facă, să aducă un ultim omagiu celor 31, din păcate,
de victime din București. Ce crezi că poate să facă generația ta, tinerii din ziua de astăzi, pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple? Nu știu neapărat dacă ține doar de generația mea. Eu, având 18 ani, noi încă nu suntem chiar atât de, nu știu ce, cum să zic, influenți sau nu știu dacă e termenul potrivit. Ține și de generația, dacă vorbim în cazul ăsta, de patroni de club, care ar trebui să fie mai atenți și mai atenți la respectarea normelor de siguranță în unitățile pe care le dețin, și ține de noi toți, de nu știu, să nu mai lăsăm chestiile să meargă pe ideea asta de merge și așa, pe mica înțelegere, pe n-am acordul de la X, dar fac cumva să-l iau pe ăla de la Y și bun și ăla. Nu știu ce să spun. Vinovați, așa, per total vinovați suntem toți, pentru că lăsăm lucrurile să se întâmple așa cum se întâmplă, într-un mod rușinos pentru noi. În mod direct, sunt, din punctul meu de vedere, mulți vinovați în cadrul ei, un lanț al vinovaților, dacă pot să-l numesc așa, de la proprietarul de proprietari, în cazul ăsta de club, până la cel care și-a pus semnătura pe nu știu ce aviz, care le-a dat, pe autorizația de la primărie, din ce am înțeles, pentru funcționare, avizul pentru funcționare. Da, un gest firesc. Am venit și noi cu băieții la inițiativa lor să aducem un ultim omagiu, nu atât celor doi arădeni, adică sigur lor le ținem pumnii să fie ok, dar e o tragedie națională și sigur sunt băieți de vârsta lor cu vise comune și suntem și noi alături de familiile îndurerate. N-ar fi foarte multe de spus și nici nu vreau să spun foarte multe. Mă bucur foarte mult că au venit și băieții și suntem alături de familiile îndurerate. Ca părinte, ca lider de opinie, ce credeți că se poate schimba în situația actuală, atât în ceea ce privește legislația, cât și aplicarea ei în România? Știm că legislația este întotdeauna interpretabilă, dar dincolo de aceasta, cei care organizează astfel de evenimente cred că ar trebui să fie mult mai responsabili și cred că aici încep într-adevăr problemele. Dincolo, v-am spus, de o legislație care întotdeauna este interpretabilă. Există multe asemănări între evenimentele care adună mase într-un loc mai restrâns. Seamănă mult cu ceea ce se întâmplă pe un stadion. Care este colaborarea firească dintre organizatorii unor astfel de evenimente și autoritățile care asigură ordine? Suntem întotdeauna în organizarea unui meci. Noi ținem seama de legislația în vigoare și sigur sunt anunțați întotdeauna cei care se asigure desfășurarea corectă a evenimentelor. ISU, jandarmerie, salvare. La noi lucrurile sunt foarte bine stabilite și nu vor exista niciodată incidente de genul. Păi, mă simt destul de tristă și de dezamăgită de țara noastră, că n-a fost în stare să aibă grijă să mai pun niște ieșiri sau să aibă mai multă grijă și îmi pare chiar foarte rău și chiar nu meritau. Obișnuiești să mergi în astfel de localuri? Ți s-a întâmplat vreodată să ai, eu știu, așa un fel de urgență de genul acesta sau poate apropiată? Nu, dar am prieteni care se duc în cluburi și da, s-ar putea întâmpla oricui. Nu era așa un artificiu atât de dur. Putea să se întâmple la oricine. Până și în sufrageria unui om, la ziua cuiva. Ce crezi că poate să schimbe generația ta în ceea ce se întâmplă acum în România? Ai ales să te pregătești să pleci din țară sau dorești să rămâi aici să schimbi ceva și dacă da, cum? Eu, păi, mai am câțiva ani până ce împlinesc 18. Am 15 momentan.
dacă se schimbă ceva până ce o să am vârsta ca să pot pleca, atunci poate o să rămân, dar dacă nu, nimic nu mă leagă de țara asta. Am venit să aprindem o lumânare pentru comemorarea celor care au decedat în urma evenimentelor tragice întâmplate vineri noaptea la București. Dumnezeu să-i odinească în pace și familiile lor, Dumnezeu să-i întărească. Probabil că din punctul ăsta de vedere ne trebuie o legislație mai bună, mult simplificată. Consider că în viitorul cel mai apropiat o să avem legi mai bune care să poată fi și aplicate. Într-adevăr, o tragedie care rămâne marcată și nu putem să ne explicăm în zilele noastre să întâmple așa ceva. Atâta mai putem să facem noi, într-un moment foarte bun al nostru, să zic, în care ne-am bucurat că suntem pe locul întâi în campionatul care activăm în Liga a doua, dar parcă e o parte care nu putem să ne bucurăm la maximum, pentru că intervin în zilele noastre momente de genul ăsta și, din păcate, e un moment foarte greu pentru familii și nu numai. Și asta e un singur scop care putem noi să fim alături de familiile îndoliate și decât să le punem condoleanțe și acolo sus Dumnezeu se odihnească și să aibă liniște. Păi vă dați seama, puteam să fim oricare în locul acelor tineri. Ar trebui să vorbim, să ne organizăm, să mergem undeva la primării, să se facă controlele alea cum trebuie, să nu mai treacă totul așa cu vederea. Să fie mult mai atenți, să aibă grijă la cluburile care merg. Nu știu, să fie majoritatea cluburilor au o singură ieșire. Stea mult mai aproape de ea. Dacă ar fi oamenii mai buni și românii s-ar comporta mai frumos, atunci ar fi fost cu adevărat o țară mai bună. Dacă oamenii s-ar comporta mai frumos unii cu alții, atunci s-ar schimba lucrurile. N-ar mai fi tramvaiele în starea în care sunt, ar fi într-o stare chiar foarte bună. Și locurile publice n-ar mai fi în starea în care sunt, cum sunt și în Statele Unite sau în Anglia. Politicienii mi se par corupți, din câte am înțeles, dar nu prea știu multe despre asta. Ne-am mobilizat și noi în urma acțiunilor care le-am văzut pe rețelele de socializare. Am ieșit să aducem un omagiu victimelor care au murit în acel club. Împreună cu voluntari am depus și noi o lumânare și o rugăciune îndreptată către cei care încă suferă în spitale. Ce ați putea să recomandați tinerilor care frecventează astfel de localuri? Pentru că sunteți aproape din aceeași generație. Da, tinerii care frecventează acest gen de localuri ar fi bine ca înainte să meargă să se asigure, să vadă cât de sigure sunt cluburile, mai ales văzând ce s-a întâmplat, să vadă dacă sunt ieșiri, puncte de stingere a incendiilor, să-și ia măsuri de siguranță înainte de a merge în cluburi. În legătură cu legiuitorii și cu cei care aplică legea, ce recomandări ai face? Ce crezi că trebuie îmbunătățit în România zilelor noastre? Cred că fiecare a avut o parte de vină. Nu putem învinui pe primarul sau cine a dat autorizația. Fiecare a avut partea lui de vină, așa că nu sunt în măsură să judec din privința legii. Am venit în primul rând să ne rugăm pentru ea care încă ar mai putea să facă ceva cu viața lor. Am venit să ne rugăm pentru părinții celor care nu mai sunt. Am venit să ne gândim că avem copii, că o să crească mari și poate o să crească în alte condiții. Am venit să-i plângem pe cei care au putut să intre înapoi acolo și care n-au gândit nimic, sunt convins, în momentul ăla și au uitat de tot și au fost oameni. Și am venit să ne gândim că poate avem noroc și sunt mulți dintre noi așa cum au fost cei care au intrat înapoi. Cred că asta am venit să ne gândim. Mai mult de atâta, de plâns plângem fiecare, fiecare ne vedem fie în poziția aia când eram tineri, fie în poziția aia când copiii ăștia care au venit aici acum, ne uităm la ei și îi vedem pe cei care au trăit
coșmar. Cum credeți că pot schimba astfel de acțiuni ceea ce se întâmplă în țară? Pentru că aici sunt probleme relativ mari, atât la legislație cât și la aplicare, plus politice. Eu n-aș băga politica în situația asta, cel puțin nu acum, în primul rând, din respect pentru oamenii care suferă în momentul ăsta. Ce vedem aici, ce vedem la București, ce vedem în celelalte orașe, arată că suntem solidari la suferință. Pe de o parte e un lucru bun, pe partea ailaltă cred că unii dintre noi s-ar aștepta să vadă asta și în altfel de situații, nu în cele limită. Aș fi preferat să-i văd pe români strânși așa în alte situații de criză în care țara a suferit și ar fi putut să o facă ei ca și mase și nu uniți de o mare suferință. Asta cred, că la asta cred că trebuie să ne gândim dacă vorbim de fenomenul ăsta colectiv. Și Dumnezeu binecuvânteze Facebook-ul, că altfel nu știu ce șansă aveam să strângem atâția oameni în piață. Dar, încă o dată, nu știu dacă are rost acum să dăm vina pe politicieni sau pe cine am putea să dăm vina. Sincer, obiectiv vorbind, că sunt cum sunt în țară, asta o știm toți și nu trebuie să ardă copii de vii ca să îi luăm și să-i scoatem și să-i aducem în oprobriu public. Asta putem să o facem când suntem calmi și când gândim și eventual atunci să ne strângem și să le cerem socoteală. Acum e bine să ne rugăm toți să poată să respire copiii ăia și să li se vindece rănile. Crucea Roșie Română a lansat împreună cu ProTV o campanie nouă Ne Pasă de colectare de fonduri pentru ajutorarea familiilor și persoanelor care sunt internate. Sunt două conturi în lei și în euro afișate în continuu pe emisiunile ProTV. Totodată astăzi am primit și numerele de SMS gratuit 8827 la care se pot dona 2 euro în contul acestor ajutoare. Rugăm pe toată lumea, dacă e posibil, să ne sprijine și asigurăm că aceste fonduri colectate vor ajunge acolo unde trebuie. Cum îi sfătuiți pe tinerii arădeni care frecventează astfel de localuri? Cum să aibă ei grijă? De ce trebuie să aibă grijă? Păi grijă, nu știu cum să aibă ei grijă. Ei participă la activitățile astea care sunt foarte distractive pentru vârsta lor. Eu, părerea mea este că cei care organizează și localurile care sunt ar trebui să aibă mai multe avize și asigurări pentru funcționare. Deci aici eu în primul rând sau instructaje de PSI, extintoare și aparatură necesară în caz de asemenea probleme. Și eu am fost în tinerețe în cluburi, dar atunci nu erau artificii, era mult mai strictă verificarea acestor probleme și consider că e nevoie un control mai accentuat pentru verificarea cluburilor existente, pentru a evita. Da, credeți că ar trebui să se facă și educație din acest punct de vedere în școli sau extracurricular, să se atragă atenția specific despre riscurile la care se expun? Cum asta este o problemă grea de spus, ar putea ca prin orele de dirigenție să se facă, nu sunt eu în măsură să spun treaba asta, dar sunt cluburi care au toate aprobările și avizările în regulă. Posibil că sunt unele care exceptează aceste probleme din neplata anumitor taxe care sunt necesare la funcționare, la aceste artificii unde este neapărat nevoie de o aprobare de ISU pentru a le avea. Sunt oameni specializați care pot spune e bine sau nu e bine în acel local să ai artificii și asemenea scântei de temperaturi mari cum au fost în clubul colectiv. No, sunt și eu șocat, cum e normal, toată lumea. A fost o întâmplare foarte, foarte nefericită. Nu știu, accident sau nu, au luat proporții foarte mari, murit mulți oameni și acum ceea ce putem face este să verificăm condițiile de siguranță, să putem să ne simțim bine, să în siguranță și oricum, e imposibil, cred că, să eviți 100% un accident de genul ăsta, dar suntem aici ca să ne rugăm puțin pentru ei și cei care n-au murit încă să fie tot mai bine. Ce putem face? Să ne gândim frumos la ei și să încercăm să facem pe viitor să nu se mai întâmple. Ce crezi că poate să facă omul de rând ca să prevină astfel de situații, să nu se mai întâmple așa ceva? Mai poate să pună întrebări, poate să se unească așa cum am făcut noi aici și poate să creeze o mișcare de
nu știu, să se verifice lucrurile în fiecare locație unde se întâmplă evenimente de genul ăsta și nu, ca să ne simțim cumva în siguranță. Sunt și în Arad, chiar mă gândeam, și în Arad sunt câteva locuri care, dacă cumva s-ar întâmpla ceva de genul ăsta, ar fi poate tragic, la fel cum a fost la București. Așa că nu, ne pune pe gânduri. E un lucru care am văzut să se întâmplă și în alte, chiar în Portugalia s-a întâmplat ceva de genul și s-au luat măsuri foarte, foarte mari de prevenție și acum nu s-a mai auzit de atunci. Sper să fie și așa în România. Să prindem o lumânare pentru cei din București, pentru că este dolul național și pentru că puteam fi în locul lor și pentru că e milă de ceea ce s-a întâmplat în acea seară. Dacă frecventezi astfel de localuri, te-ai gândit vreodată că ți se poate întâmpla așa ceva, ceea ce s-a întâmplat? Niciodată nu m-am gândit la așa ceva. Nu puteam să cred că o să se întâmple așa ceva vreodată. Să nu mai lase copii minori și nu ar mai trebui să nu mai se țină, uite și la noi în Arad, să nu mai se țină afterurile, parterile de la bal în astfel de locații. Este important, în primul rând, în semn de solidaritate, tocmai că a avut loc o tragedie uriașă și în semn de doliu național e de datoria noastră, nici măcar nu pot să numesc în semn de solidaritate, e de datoria noastră să arătăm umanitate, să fim alături de victimele de vineri seară. Ce crezi că poate schimba generația ta, cei tineri în această țară? Cât de important sunt ei și dacă sunt băgați în seamă? În viitor, eu zic că exemplul de zilele din weekend este un exemplu pe care ar trebui să-l urmăm cu toții. E un exemplu de umanitate, în primul rând. Și nu, tot ce facem nu trebuie să fie transformat în politic. Totul a fost uman. Medicii s-au implicat, am înțeles că au dormit foarte puține ore pe noapte, oameni care au venit să ajute, e un exemplu care rămâne. Nu știu dacă se poate face ceva, dar în cazul meu nu e vorba numai de copilul meu, la fel puteam să fiu și eu în clubul acela, împărtășim aceeași muzică și cred că putea drama să fie la fel cu oameni adulți, cum a fost și pentru copiii aia. Mă bucur că a ieșit Aradu, mă bucur că Aradu solidarizează cu Bucureștiul, cu această dramă care cred că nu s-a inventat încă cuvântul potrivit pentru ea, dramă este puțin spus. Ce se poate face? Eu cred că se va face, atât proprietarii de cluburi cât și autoritățile vor fi mai responsabile de acum încolo. Cu siguranță în viitor se vor mai întâmpla lucruri, poate nu de nivelul ăsta, dar se vor mai întâmpla, chiar dacă se iau măsuri. Uneori sunt accidente care apar neprevăzute. Mai